Bună dimineața și bine v-am găsit la agrostrategia. Sunt Vlad Macovei și invitatul meu din această dimineață este domnul Sebastian Burduja, ministru cercetării, inovării și digitalizării. Bună dimineața, domnule ministru! Bună dimineața, domnule Macovei, mulțumesc mult pentru invitație, mă onorează. E Prima discuție la... publică, nu, despre agricultură, să zicem, pentru că puțină lume știe, dar mandatul sau, mă rog, portofoliu pe care îl aveți în guvernul României are legătură cu agricultura, dar dincolo de asta sunteți un antreprenor, un om foarte bine conectat la ce se întâmplă și în Europa și la nivel mondial și cred că expertiza dumneavoastră și părerea dumneavoastră în zona aceasta sunt importante pentru cei care ne privesc. Fermieri, reprezentanța sectorului agroalimentar, dar și consumatori, că sunteți în primul rând consumatori și haideți să începem cu asta. De unde vă faceți cumpărăturile, alimentare? Mergeți în piață, la supermarket? Apreciați produsele locale din România? Foarte mult. Încerc să ajung cât mai des în piețe. Piața 16 Februarie e locul meu preferat din București. Uh -huh. E o piață în care pot să cumperi direct de la țărani și am o relație aparte cu o doamnă din Băleni. Dar, dincolo de asta... Dacă nu reușesc, încerc să folosesc o soluție digitală care uh -huh. pune în valoare produsele românești. Nu știu dacă am voie să-i dau numele, dar e o companie românească uh -huh. și cred că este o soluție în, pentru, în special pentru mediul urban, unde există un anumit stil de viață în care Sigur. poate căutăm cu toții. Și chiar o soluție eficiența. pentru unii producători mai mici. Celebra problemă în supermarketuri că trebuie să fie o cantitate mare de marfă și e un punct de vedere valid din perspectiva lor. Evident că în zona online au, au o altă. Corect. O altă platformă de vânzare, o altă perspectivă și interacție. În zona dumneavoastră, în cercul de cunoscuți și de prieteni pe care îl aveți, există această, acest interes de a căuta și a consuma produse da. locale? Sigur, de calitate, la prețuri rezonabile, dar când aceste condiții se îndeplinesc, există acest interes? Vă, vă plac e produsele alimentare românești? Pe ca, categoric da și cred că nu există mulți români care să nu le placă produsele Corect. românești. Eu chiar le caut pe rap și... Am văzut că și alți români, și alți prieteni, și alți oameni din generația noastră se preocupă Simen. să caute produse românești. Este un lucru foarte bun. Acum, apropo de soluțiile astea digitale, știți, pe vremuri a existat o inițiativă a unui antreprenor român să facă o rețea de supermarketuri în care să prezinte, să desfacă produse românești. Da. A dat greș. Implică niște costuri de investiție da. foarte mari. Vorbim de magazinul fizic, adică de. Corect. Și e greu să te bați cu marile lanțuri, pentru da. că acolo intervin economiile de scară. Cu cât uh -huh. ești mai mare, cu atât ai costuri uh, pe mai unitate mic. mai mici. Evident. Prin tehnologie, prin digitalizare, avem posibilitatea să concurăm de la egal la egal cu marile lanțuri, pentru că nu mai avem acest cost de capital imens de a susține uh -huh. o rețea fizică de, de magazine de proximitate sau de magazine mari. Din perspectiva dumneavoastră, din informațiile pe care le aveți, care este evaluarea dumneavoastră? Unde ne aflăm în acest moment cu digitalizarea în domeniul agriculturii, a sectorului agroalimentar, să zicem? Sunt două paliere. Discutăm pe de o parte de digitalizarea sectorului agricol și pe de altă parte de digitalizarea satului românesc. Uh -huh. Ele sunt, dacă vreți, la, în, în puncte opuse ale spectrului. Pe de o parte, în agricultură, avem antreprenori care s-au îndreptat către noile tehnologii și folosesc date, uh -huh. teledetecție, drone și așa mai departe. Și am constatat lucrul acesta. Pe de altă parte, în satul românesc, avem o penetrare redusă a abilităților digitale. E un paradox, dacă vreți. Și avem o problemă, suntem în ultimul loc la servicii publice digitale și noi uităm, de exemplu, că la nivel de comune, mai puțin de jumătate sunt pe ghișeu.ro Deci eu nu pot să... am câteva hectare teren agricol, moștenire de la străbunici. Și ele sunt în Docia, județul Neamț. Eu n-am mai ajuns de multă vreme la primăria din Docia, Doche. județul Neamț, să-mi plătesc taxe locale. Nu e pe ghiseu.ro. Dar ca mine sunt mulți alți români Sim. în diaspora care au Simur. aceeași problemă Simur. și nu pot să bată drumul. Discutăm de lipsa digitalizării la nivelul IMM-urilor în general. Nu mă refer la sectorul agriculturii unde, cred, repet, sunt exemple foarte foarte bune și mă refer la lipsa competențelor digitale la nivelul Românului de rând. Iarăși, suntem pe ultimul loc. Deci, deși avem 10 milioane de români conectați, teoretic sunt online, mult mai puțini au competențe digitale. Uh -huh. Dacă vreți, folosesc internetul ca mijloc de divertisment. Știm cu toții suntem pe rețele sociale. Ceea ce nu e o idee, să e nu rău. fie doar asta. Să nu fie doar asta, pentru că, de fapt, internetul, noile tehnologii sunt o, uh -huh. un mijloc de creștere a productivității, ceea ce a înțeles antreprenorul român din domeniul agricol. Și aici, într-un fel, sunteți dumneavoastră care încercați, din perspectiva politicilor publice, nu să schimbați un pic, să, să nu mai fim pe ultimul loc în Europa, nu? Da, în primul rând, e o chestiune de legislație. Și uh -huh. zilele trecute a fost în camera decizională. În Parlamentul României, un proiect prin care am interzis dosarul Cușină, prin lege, nu mai poate fi permis și cerut în instituție publice, am interzis copiile după acte și asta e important și pentru statul românesc, pentru că inclusiv la nivelul primărilor, această lege interzice solicitarea de copii după acte emise tot de statul român. Practic obligăm instituția statului să comunice între ele. În viața de zi cu zi, când vor vedea aceste schimbări? Nu de azi pe mâine și nu vreau să dezamăgesc pe nimeni, dar nici nu vreau să păcătuiesc, așa cum au făcut mulți politicieni, să promit mara cu seara, când de fapt știu foarte bine că transformarea digitală unei societăți durează Sigur. cam 10 ani de zile. Discutăm de un proces care înseamnă schimbarea de mentalități, înseamnă renunțarea la un anumit control, inclusiv din partea de politici, politic, pentru că care, în care nu e întotdeauna... Cred, cred că inclusiv co colegii dumneavoastră de politică, zic, nu sunt neapărat. Da, și cred că, că... Și nici că... Și din administrația centrală sau locală nu toată lumea sunt e doi... dispusă să cedeze Corect, puterea aceasta. Sunt, sunt două explicații. Unu, oamenii se term că își pierd locurile de muncă la nivelul funcționarului public în momentul în care un calculator le face treaba și o face mai bine fără greșeală și într mult mai rapid, uh -huh. dar experiența altor state ne arată că nimeni nu rămâne pe drumuri, iar oamenii respectivi își, mă? dacă vreți, își găsesc un alt sens în, în jobul lor, o altă fișă postului uh -huh. cu mult mai mult miez și sens. Și, pe de altă parte, sigur că vorbim de rezistența faptului politic, pentru că dacă ai digitalizat un anumit proces, nu mai poate interveni nimeni asupra lui. Nu te mai sună nici prietenul, nici da. știu eu ce alt cunoscut sau coleg de partid să te, roagă, să te roage să intervii. Că nu mai poți să intervii pe flux. Totul este jurnalizat. Totul este într-o ordine corectă a lucrurilor. Deci, ăștia sunt cei doi mari factori de esență, plus mentalitatea. Vedeți, am scăpat teoretic de ani de zile de ștampilă. Ea în continuare este da. solicitată. Astăzi, sau în fine, am interzis dosarul cu șină, da? Veți vedea va mai că peste ani de zile, el va fi solicitat în continuare de către unele instituții. Asta, apropo de, să zicem, rezistența și de perioada asta de latență, de până când societatea se, se obișnuiește cu, exact. cu schimbarea. Exact. La uh, un aspect, vă rog să subliniez, pentru că nu de multe ori am ocazia să vorbesc cu satul românesc, cu oameni care se uită la agricultura românească. Procesul de digitalizare la nivel mondial include și un mare risc, dincolo de toate beneficiile modernizării și a dezvoltării economice și ale dezvoltării economice. Acesta este ceea ce se numește acest digital divide. Deci, constatăm că în urma proceselor de digitalizare este riscul creșterii inechităților în societate. Oamenii care au resurse, care au educație, care au acces la calculatoare, la noile tehnologii, îi lasă pe cei care nu au mai în urmă. Mai în urmă decât e, poate mai era în urmă înainte. Decât sunt, uh -huh. exact. Deci, oamenii care sunt săraci, care nu au acces la educație, care nu își permit să-și cumpere un telefon smart sau un calculator uh -huh. pentru copiii lor, riscă să rămână într-o poziție și mai dezavantajoasă uh -huh. decât cei care Dar au resurse Aici, iarăși, politicele publicele sunt cele care, să zicem, echilibrează un pic talerele balanței Exact. Exact, și Uniunea europeană pune accent pe asta și România pune accent pe asta. De exemplu, avem un program în PNRR. Pentru conectarea a ceva de zone albe din România. Deci, uh -huh. în special zone rurale, zone îndepărtate, unde operatorii de rețele uh -huh. de, în bandă largă de internet nu consideră că este eficient din punct de vedere economic da, să sigur. ducă rețeaua, și atunci statul intervine și un model european de succes s-a și, și va în fi și în, în România, nu? Exact practic noi subvenționăm aceste investiții și ulterior operatorii în timp, sigur că urmează din abonamentele respective să mai recupereze din investiția. pnrr e un fac. instrument util pentru dumneavoastră la Ministerul Digitalizării? Extrem de util și cred că e valabil pentru toate ministerele, în primul rând pentru că el pune biciu pe factorul politic, îți impune termene. România totdeauna s-a bine când a avut presiune pe clasa politică. Gândiți-vă la aderarea la NATO, la aderarea la Uniunea Europeană ha. și s-a creat inclusiv un context de consens politic. Inclusiv, în dosarului cu pe care vorbeam, a trecut în unanimitate în Parlament. Deci toate partidele susțin, înțeleg. Și faptul că avem un PNR care ne răspune aveți cu cutare până la data cu tare, dacă nu, nu primiți banii, e cel mai bun lucru pe care i se putea întâmpla în României. Acum așteptăm și rezultatele, știți, pentru că e în continuare discuția aceasta despre cât de bine vor fi folosiți banii, cât de eficient, cât se vor regăsi în investiții utile pentru societatea românească. Și pentru că ați vorbit de satul românesc și uh, apreciez uh, mențiunile dumneavoastră, vreau să vă întreb uh, din punctul dumneavoastră de vedere, de data asta ca, vă întreb mai degrabă ca om care cunoaște foarte bine economia și societatea și românească, și europeană, și globală. Dacă satul românesc va avea un viitor bun, care credeți că va fi acela? Cum vom putea construi și, și înainte de construcție? Care credeți că sunt principalele probleme și mai departe construcția? Cum credeți că le vom putea depăși? Eu sunt economist, domnule Macovei. Pentru mine, problema dezvoltării satului românesc este o problemă de conectivitate. Și dacă ne uităm pe date, în orice economie liberă, capitalistă, că asta e România Sigur. de astăzi, și cred că asta trebuie să fie, vedem că dezvoltarea se concentrează în marile centre urbane, care, prin factorul acesta de multiplicare, dezvoltă la rândul lor zonele periurbane și zonele rurale, cum conectând oamenii. Uh -huh. Pe vremea regimului comunist era viziunea că putem dezvolta satul românesc dacă mutăm o fabrică unde Punea degetul pe hartă secretarul de partid sau mai știu eu cine, dacă trânteam nu știu ce altă investiție a statului. Ori, într-o economie de piață, lucrul ăsta nu funcționează. Ce funcționează, însă, este conectarea statului românesc la marile centre urbane nu cred într-o viziune de izolare a satului uh -huh. românesc. Sigur că ne bucurăm de locurile idilice din România. Se bucură și turiștii Sigur, străini. A, facem exact, turism rural. Este foarte bine. Este excepțional. Dar dincolo de asta, pentru a atinge cât mai mulți români, trebuie să-i conectăm la oportunități. Foarte pentru că oricând ne-am strădui, nu putem replica condițiile dintr-un mare centru urban. Accesul la sănătate, la educație, la tipuri de divertisment într-un într mediu rural. Nu se poate. Deci, eu consider că trebuie să investim în conectivitate, în infrastructură, în servicii și în calitatea vieții, care trebuie să fie egală pentru un om care trăiește în mediul rural cu un om care trăiește în mediul urban. Se leagă oarecum pentru că se vede un pic tendința asta în România, sigur, încă foarte puțin, dar se vede de a concentra și aceste, să zicem, centuri agroalimentare în jurul marilor centre urbane. Sigur, la 20, 30, 50 de kilometri de furtare, zone în care integrează producția, adică care poate merge și către produsul finit și care să livreze până la urmă produse alimentare, legume, fructe, conserve, acolo carne pe, în marile Dar orașe. Acolo e piață. Deci, statul nu poate a că interveni. Nu degeaba și pe vremea lui Ceaușescu, sau mă rog, în perioada comunistă era Bucureștiu și sectorul agricol Ilfov, care era, era în, cum ar veni, era centura agroalimentară, Zonă periurbană. Peri Sunteți primul politician care vorbește de chestia asta și care leagă dezvoltarea satului românesc de această concentrare până la urmă. Da. Pentru că și fermierii au de câștigat dacă se lipesc în ghilimele de un oraș și livrează acolo sau își concentrează zona de... Din păcate, mulți fermieri încă sunt doar la producție primară. Sunt fermieri mici care încă cultivă grâu sau porun pe 50 de hectare. Oamenii ăia nu se pot dezvolta așa. Așa este. Vedeți, foarte mulți politicieni, într-un mod populist, au deplâns dezvoltarea dezechilibrată a României. Este un proces firesc. Încă o dată, într-o piață liberă, e normal să vezi orașele, care sunt motoarele principale ale unei economii, să le vezi crescând mai repede decât zonele rurale. Pe termen scurt nu e o problemă. Modul în care poți să ridici zona rurală este să o conectezi încă o dată la aceste centre de oportunitate și în fiecare regiune, în fiecare județ sunt astfel de centre. Discutăm despre viitorul satului românesc în continuare după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit la Agrostrategia, împreună cu domnul Sebastian Burduja, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării. Practic legați viitorul satului românesc de posibilitatea producătorilor agroalimentari dintr-o anumită zonă, dintr-o anumită regiune, de a deservi cu produsele și serviciile respective locuitorii din mediul urban, nu știu, reședințelor de județ, marilor orașe, capitalei. Avem produse românești foarte bune, de mare calitate. Nu avem uh, o centralizare a datelor aferente a acestor produse. Nu știm exact unde sunt ele, cine le centralizează, unde se înmagazinează, cum se păstrează și cum pot ajunge pe mesele românilor. Și aici cred că dacă ne-am pune cap la cap expertiza românească în IT cu expertiza românească în agricultură și să avem un sistem, de, o bază de date integrată în care să știm exact cine ce produce, unde și care este acest lanț până la utilizatorul final. Știți că reprezentanții final? fermierilor și producătorilor agroalimentari de multe ori sau de multă vreme și de multe ori au spus că e nevoie de această, că lipsa aceasta de informații până la urmă și de transferul acesta de informații înseamnă că se pierd niște bani, se pierd niște oportunități de dezvoltare se pierd și taxe și imposte pentru statul român. Și se mai întâmplă un lucru, se adâncește deficitul comercial. Da. Deci noi avem o mare problemă Sigur. cu deficitul acestea gemene, bugetar și comercial. O bună parte din deficitul comercial, deci faptul că noi importăm mai mult decât exportăm, vine din da. agricultură și e păcat. Vă mai spun un lucru, m-am bucurat, m-a chemat domnul ministru Dai acum câteva luni la o discuție. n ați scăpat, nu? n am scăpat, dar m-am bucurat. Pentru că avem o relație de lucru foarte bună și îmi spunea domnule avem o problemă cu liceele agricole nu sunt digitalizate și am găsit câteva soluții și chiar îi dădeam exemplu domnului de -aia de o echipă de tineri din Brașov premiați internațional care au găsit prin intermediul realității virtuale o modalitate în care eu ca student ca tânăr sunt transpus imaginați-vă într-un atelier uh -huh. Dân și erau în zona mecanici auto, de da. se poate Sigur. translata și în domeniul combine, nu știu ce utilaje. Și utilage. pur și simplu, într-un mediu virtual, eu asamblam diverse mm -hmm. mecanisme, diverse motoare. Vă dați seama ce diferență între a învăța dintr-o carte, cum făceam da, noi, da. și cum se învață astăzi acest învățământ profesional. Și e la îndemâna și liceelor agricole să acceseze exact. această tehnologie. Exact. I-am conectat pe acești tineri cu Domnul Ministru. Da. Poate nu e soluția lor, poate e o altă soluție. Da. Măcar dar eu, ca idee, nu? Da, și o chestiune uh, și de eficiența costurilor, pentru că e mult mai ușor să cumperi Sim. o pereche de ochelari okay de realitate virtuală și aceste device-uri și să te joci într-un mediu <fără> virtual, decât să începi să uh, strici diverse piese S fizice. Și cu alte costuri, evident că. Exact. Pentru că vreau să mergem în zona de cercetare un pic, să discutăm în zona de digitalizare și de viitorul digital al satului românesc. Sunteți mai degrabă optimist pentru ce urmează? Sunt mai degrabă optimist cu o condiție să avem o consecvență și o prioritizare a acestor politici. Asta iarăși ne am lipsit în România. Ne-a lipsit și nu doar nouă, sunt multe state care au acest păcat. Eu mizez că. Uitați, un alt exemplu din PNRR, care, dincolo Vă de faptul rău. că pune presiune pe mediul public decizional, asigură și o continuitate. Deci avem o investiție în o mie peste 1000 de biblioteci rurale. Bibliotecile rurale sunt deja în niște spații moarte în prezent, care pe lângă faptul că trebuie renovate, trebuie și în deci aduse la viață. Și asta înseamnă echipate cu un calculator, cu o imprimantă 3D, cu diverse instrumente tehnologice moderne. Și asta ne permite să facem PNRR-ul și în aceste centre, cu ajutorul Băncii Mondiale, vom forma 100.000 de români, minim, ăsta e indicatorul de proiect, cu competențe digitale de bază. Deci, practic, special pentru statul românesc, venim și ajutăm pe românii de acolo să fie competitiv în noua economie, să aplice aceste lucruri. Și deja avem în țară câteva exemple de biblioteci rurale, unde oamenii din sat vin, își printează la imprimanta 3D diverse piese pentru cele trebuie, la diverse utilaje. Mm -hmm. Repet, deci se întâmplă, pare dintr-o altă. Dintr da, alt da, film, da, pare se se întâmplă se Chestiunea asta în România, undeva în județul Gorj. Este o bibliotecă rurală unde se întâmplă chestiunea asta. Există, din punctul dumneavoastră de vedere, o soluție de politici publice? În ceea ce privește cercetarea românească în domeniul agricol? Categoric da. România e foarte bine poziționată, pentru că în contextul global al unei crize alimentare, al unei crize a apei, de exemplu, noi avem această resursă, care e un, un lucru neprețuit, credeți-mă. Sunt desemnat de Premierul României coordonator pe relația cu Emiratele Arabe Unite. Care știți foarte bine au o investiție mare în România da, și văd da. ce important ce importante sunt astfel de resurse pentru o țară care nu le are deci exact. Pentru că uităm să le prețuim E o conștientizare a faptului că e o chestiune de securitate națională Securitatea alimentară e o chestiune de securitate națională, de reziliență cum se spune acum mai nou Nu e niciun dubiu Nu e niciun dubiu și credeți-mă premierul nu știu dacă săptămâna, dar o dată la două săptămâni știința de guvern vorbește despre asta și ne pune la treabă, ne dă sarcini, inclusiv în ceea ce privește noi soiuri mai rezistente la secetă, da. adaptate condițiilor climatice actuale. Cercetarea în agricultură în România eu cred că are un imens potențial. Cred că suferă de păcatele cercetării românești în general, Sigur. și câteva dintre ele ar fi faptul că este ultra-teoretică, deci foarte mulți bani se duc în cercetarea aceasta fundamentală, produce multe studii, articole, dar când vine vorba la transferul efectiv de valoare în economie, nu se întâmplă. Pe de altă parte, avem o impredictibilitate a finanțării și asta e păcatul statului român. Iar în cercetarea agricolă ai nevoie de predictibilitate în timp, pentru că ciclul. Este lung. Ai nevoie de 5, 7, 10 ani ca să ajungi la niște soiuri pe care le da, omologhezi. să le omologhezi. Da, da. omologhez. Și bineînțeles că în raport cu ceilalți din piață, cu ceilalți actori internaționali, totuși iau niște costuri mult mai mici decât noi. Telespectatorii, mai ales cei care au legătură directă cu agricultura, poate nu știu că dumneavoastră, practic, răspundeți într-un fel de unul dintre, de exemplu, cele mai populare soiuri de grâu din România care este produs, sau mă rog, este patentul Institutului de Cercetări de la Fundulea, care se află în coordonarea Fondularea dumneavoastră. Adică dumneavoastră sunteți, practic, ministrul care răspunde și are în coordonare Institutul de Cercetare de la Fundulea. Vedeți un viitor pentru acest institut? Pentru Fundulea categoric da și cred că e un exemplu de așa da. Uh -huh. în cercetarea românească dincolo de agricultură avem și Institutul de Mașini Agricole foarte performant avem și Institutul de Bionutrețuri Animale da, da. de asemenea e bine deci, a, a, avem și a, a Institutul aveți totul și, de da, da, Brașov. tot la dumneavoastră în tot la parofie noi. Nu? ele sunt o moștenire Deci undeva în mandatul domnului Costoiu uh -huh. a fost această viziune a concentrării în de cercetare, a finanțărilor într-un mod integrat, culmea că ea astăzi bate cu viziunea Comisiei Europene deci, Comisia Europeană a venit și ne-a spus: Aveți 47 7 de instituții la Ministerul Cercetării, sunt peste 70 la Academia Română, mai sunt câteva la zeci educație, în Universități, și. mai da. sunt și la Educație, mai sunt și la Ministerul Economiei. Și cum? Și ne-au spus: Concentrați-vă mai consolidați acest Și cum vedeți, de care, din punct de vedere administrativ, care credeți că e soluția? În primul rând, o finanțare generoasă. Sigur. Și aici avem o deja aproape o certitudine să folosească acest rog, termen. O creștere de 67% a bugetului cercetării susținută de premierul Nicolae Ciucă și propusă în bugetul pentru 2023. E fără precedent. 67% creștere a bugetului. Și implicit precedent. și uh, aceste și institute în categoric. Din da. cercetarea agricolă vor categoric, beneficia da. de această creștere categoric, de da. de venituri, nu? Categoric, da, pentru că tocmai că ea prioritizează acele institute care performează. Și, și da, aici da, fondurile e top. Din da, adică, de vedere, din evaluările, pe care, le din evaluările în minister... pe care le avem în Minister, este un institut performant. Și cum să spun, cu potențial, cu potențial de transfer în economie. La fel și cel pentru mașini agricole. Domnule Ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile transmise, pentru că ați fost alături de telespectatorii emisiunii noastre. Vă mai așteptăm alături de noi. Mă plăcere. Punem punct ediției de astăzi Agrostrategia. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Vlad Macovei și vă aștept mâine la orele 10 la o nouă ediție. Toate cele bune!